Hello, oameni frumoși, ce faceți voi? Astăzi suntem puse pe treabă și mai filmăm un video. Chica. Sunt întrebări pe care le-a găsit Baby pe net, așa că o să... Funny questions. Da, aparent funny questions. Am mai filmat un video înainte acestuia cu întrebări, așa, a fost ceva un challenge și... Da, am mâncat lămâie, am mâncat amândouă, așa că o să lăsăm video în... în descriere? Da, linkul îl lăsăm în descriere. Dar hai să începem cu acest video. Cerealele sunt supă, de ce și de ce nu? Consider cerealele gen a fi supă. Răspunde tu prima. Nu sunt supă, cum să fie supă? Pui lapte în ele. Da, da, sunt... Well, depinde cum te referi la supă. E pusă în engleză întrebarea, deci supa și ciorba pentru noi, eu personal, consider că sunt chestii separate, dar... Supa pentru mine e aia de tăiței simplă care o faci. Da, dar în ciorbă poți să pui și smântână, deci poți să pui lactat. Da, dar nu în cereale. Vreau un argument strong. Nici eu nu consider că cerealele sunt nu supă. Nu consider că cerealele sunt supă. Cerealele sunt cereale cu lapte care le mănânci ca breakfast. Da, dar nu-i supă. Pentru mine... Sau când mai ai altă poate. Sunt, nu știu... Eu nu neapărat mănânc cereale la breakfast. Da, noi mai mâncăm cereale și ca desert câteodată. Dar da, nu consider nici eu și nu știu, nu am o explicație de ce. Poate că așa am trăit în societatea asta că, I don't know, cerealele nu sunt supă sau nu le-am considerat eu a fi. Pentru că le consider dulci și cerealele pe care le mâncăm noi în mare parte sunt cereale dulci. Așa că da. Îmi place porridge, I like ovăzul și chestii. Dacă îl mixez cu miere și bineînțeles îl fac dulce. Aia e. Haide. Mie nu. Next. Care e cel mai sexy și care e cel mai nesexy nume? I don't know. Eu nu vreau să ofend pe nimeni. Deci... Da, nu vrem să supărăm pe nimeni cu chestia asta. Și nu cred că, nu știu, I don't know, nu pot să mă gândesc la un nume neapărat acum. Și... Andreea este cel mai sexy nume. Feliciana Barosana e cel mai mișto nume. Clementina Șarab. Și Florentina Clementina. Deci ea este Feliciana Barosana și eu sunt Florentina Clementina. Ce este invizibil, dar ai dori ca oamenii să vadă? Aerul! Stai puțin, că this is a mind. E un mind twist complet. Ce este invizibil, dar ai dori ca oamenii să vadă? Sufletul. Uite-te în sufletul meu! Îți place? Da! Îți place? Tu nebunătul! Răspunsul meu nu știu. Nu știu care ar fi răspunsul meu. Am grăstic cu ce zici tu, că de ce nu? Este cel mai ciudat miros pe care l-ai mirosit vreodată. Cel mai ciudat? I don't know și nu vreau să mă gândesc la asta, sincer, pentru că nu știu. De obicei când nu-mi place un miros, nu-mi place și nu vreau să-mi aduc aminte sau să le trăiesc simțind acel miros, așa că nu mă gândesc foarte des la chestia asta, deci nu știu ce să răspund, sincer. Răspunsul tău care e? Nu știu. Am mirosit multe lucruri. Da, dar nu pot să mă gândesc pentru că încerc să le scot. Transpirație de la diferite persoane care, sincer, mirose mai mult ca... Never mind, let's move on. Putem să dăm next, așa. Este hot dog-ul o sandwich, de ce sau de ce nu? Nu e un sandwich. Dar ce e? Eu nu simt că hot dog-ul e sandwich. Ce, dar burgerul e sandwich? Dar ce e? Este un hot dog. Și de ce este un hot dog? În primul rând, pâinea din hot dog este foarte diferită de pâinea pe care o pui la sandwich, la fel ca și pâinea hot dog. Nu necesar, că poți să faci un sandwich în pâinea aia de hot dog. Fără crem, știu, ăla poți să pui cârnați sau... Poți, dar pentru mine sandwich-ul autentic e un sandwich cu pâine tipică. Sau pentru mine pâinea de la hot dog sau pâinea de la burger... Pentru mine e un fel de sandwich, de fapt. Nu, pentru mine nu e. Pentru este mine total e diferit. Și ți-am spus, pentru mine depinde de textura pâinii ei. It's a whole thing. Adică, te rog frumos, te rog frumos. Nu te băga în așa ceva. Nu te băga, nu ești cunoscătoare. Nici măcar mănânci hot dog, așa că nu comenta. Ce e ceva care toată lumea arată stupid
făcând? Ce? Nu știu. I don't know, nu m-am gândit niciodată. Să scărpine nas? L-am gândit și că în cap, că tocmai asta făceam acum. Oh, nu. Să scărpine nas? Nu știu. I don't know. I mean, sunt multe chestii care le facem ca oameni și poate pentru unii sunt ciudate, pentru alții nu sunt ciudate și așa mai departe, but I don't know. Like, cred că depinde de tine ca persoană, însă nu știu. I don't know. Să scarpine în butoară. Really, baby? De ce te joc gândul la asta? Păi care e cel mai ciudat? Pentru mine un lucru stupid este, poate să nu să țină neapărat ce face, gen că se scarpină sau mișcă sau face nu știu cum. Depinde și de, mă refer că se mișcă nu știu cum sau are un body language. Pentru mine este deși despre și comunicarea sau comportamentul acelei persoane. Un lucru care mi s-ar părea stupid, dar am stat aici până mâine, dacă putem, dacă vorbim despre chestii de astea, așa că n-are rost. Așa. Moving on. Cea mai amuzantă glumă pe care o știi, gen pe de rost. Ce? Mi-a venit una acum, pe moment. Nu este o glumă gen un banc sau ceva de genul, dar avem noi glumele noastre, numai dacă spun Luminița Logica sau care era cealaltă cu Felicia... Am salvat pe telefon. Poftim! Ne jucam noi, uite, mult la începutul relației niște jocuri și caracterele din, nu știu, din jocul ăla, nu știu de ce, avea numele Luminița sau... Nu, Felicia. Luminița și Logica. And then we came up cu chestia asta. Și a fost și aia cu Felicia, zâna aia. Da, știu. În fine, am venit cu numele astea, nu, adică not for fun, dar ni s-a părut amuzant, gen Luminița Logica, gen caracterul ei din joc e Luminița Logica și mi-a apărut mie o chestie super amuzantă, este că mi-a apărut mie, nu știu ce joc mă jucam și mi-a apărut gen că am unlock un nou caracter la game, whatever. Și era ceva cu, prima dona Felicia și ea este Felicia, știți? Așa că da, m-a bufnit efectiv râsul când am văzut când prima... Când ți-i pădată să-ți spartoze geamă. Da, am râs, deci efectiv nu mă puteam abține, cred că am râs. Și asta este o glumă de noastră, dar sunt glumele noastre, inside jokes, dacă știți la ce mă refer. That wasn't the question, though. Nu a fost asta întrebarea, dar nu știu așa glume, dar sunt o persoană amuzantă. Eu știu una. Care încă mi-o aduc aminte de când eram în adolescentă. În adolescentă erai în adolescență, în fine. Așa. Nu știu cât de fani o să vi se pară vouă, dar pe mine m-o prins maxim. Pentru că mi-aduc aminte că eu spuneam la mama mea și mama mea, de câte ori eu spuneam gluma asta, râdea de... I'm curious, se mie prăpădea. Nu mi-ai zis-o niciodată. Ți-am zis-o. Ia. Yeah. Practic era aniversarea lui Ion și Maria. Așa. Și Maria s-a dus la Ion și a zis, păi Ioane, bă, avem atâția ani de când suntem împreună, niciodată nu mi-ai zis și tu mie o vorbă de foc, de dor, de dragoste. Și Ion se uită la Maria și zice, ardă ce focul, Marie! I don't find it funny. N-ai înțeles? Da, să-i spun o vorbă de foc, but I don't find that funny. It is funny. No, it's not. Well, it's rude. No, it's not. E rude. Mi-aduc aminte cât de copios putea să râdă but mama mea. Like, it is funny, but... Not funny. nu știu cum să spun, nu mi-atinge cele mai deep sensuri de a avea o criză de râs. But I do get it. But yeah, I don't know. I know că sunt ciudată, but yes. În 40 de ani, la ce o să fie oamenii nostalgici? De la ce? Nu știu ce o să se întâmple în 40 de ani. Air? I don't know. Aer o să fie ceva nostalgic. Eu zic să ne sau tinerețea. În... Depinde de la ce vârstă, despre ce vârste vorbim. Nu știm în ce fel va avansa lumea sau... Nu va avansa lumea, așa că I don't know. E, mă depășește. Cum te simți despre faptul... I can't.
cum ți se pare să pui ananas pe pizza? Amazing. Well, înainte aveam o opinie total greșită despre chestia asta. Minunată. Eram gen, nu, cum să mănânci ananas pe pizza? E bună. E super bună, pentru că vă spun fetele voastre aici că noi, și tu aveai concepția asta înainte, cum mănânci ananas pe pizza, amândouă am trecut așa mulți ani din relația noastră. Și acum vreo 2 ani sau ceva de genul, pur și simplu m-a bufnit o poftă din aia nebună, gen vreau ananas pe pizza. Și de atunci ne place ananasul pe pizza. Nu tot timpul mâncăm asta, adică nu e musai să avem, dar avem, e o poftă. Și ne place, adică e bun. Bine, trebuie să fie o pizza făcută anume, nu merge cu orice, dar trebuie să fie ham și pineapple, basically, sau ciuperci și pineapple, dar nu ar merge cu, nu știu, o pizza țărănească cu ananas. Pizza țărănească. Înțelegeți ce vreau să spun. Care sunt aventuri gen nebunatice pe care ai vrea să le încerci în viața ta? Go on. Bungee jumping. Nu pentru mine, mulțumesc, eu sunt bine aici. Unde sunt, trebuie probably stabilitate. Bike. Nu, mulțumesc, nu cu bicicleta, nu știu să merg pe bicicletă și nu mă stăduiesc cu rolele, da? Nu știu ce aventuri, adică, nu știu, mi-ar place tare să viața mea e o aventură în fiecare zi. Care este mirosul tău favorit? Mirosul meu favorit? Nu știu dacă am un miros favorit, pentru că am mai multe mirosuri favorite și se schimbă, cum se schimbă și starea mea. Dar exact îmi plac, depinde de perioadă, îmi plac chestiile florale, îmi plac chestiile fresh. Și depinde, zice neapărat parfum. Da, tocmai la asta am vrut să ajung, că depinde, nu e vorba doar despre parfum. Poate să fie și, nu știu, un miros care îmi aduce căldură în suflet, cum ar fi, nu știu, mirosul de pâine caldă. I don't know de ce, pur și simplu bucură inima. La tine care e? Popis. De mac? Yeah. Mirosul de mac. Nu știu cum miroase macul. Mm? Dar avem în grădină. Mă bag să miros mac. Gata. Astea nu cred că miroase când să bate. But we can try. Ai căzut vreodată de pe bicicletă în fața unei adunări mari? Yes. Cu toate că nu știu să merg pe bicicletă, am picat când învățam să merg pe bicicletă și am picat și era mai și nu mai învățat să mai meargă pe bicicletă. Nu, but a fost în perioada când învățam. Cred că a fost în vara până să mă mut în UK. Atunci a fost. I know that. Și tu? Da! De multe ori? Am picat în fața mașinii. Baby! 3 ori. Crazy. You crazy girl. Dacă încă mai ții minte care sunt cele mai amuzante amintiri din copilărie. Oh, God. Sunt multe. Oameni buni, sunt bătrâne, nu mai mi-aduc aminte nici acum 2 săptămâni. Eu am una de care mi-am amintit recent. E amuzantă acum, însă atunci n-a fost amuzantă absolut deloc și mamaia cred că s-a speriat grav. Să vă povestesc. Stați așa că stăm jumătate de oră asta. Nu știu câți ani aveam, eram mică oricum. Și țin minte că am avut serbarea de Crăciun la grădiniță și ne-a dat o pungă cu dulciuri, mă rog, whatever. Ai furat dulciuri la copii? Nu! Am venit acasă și nu știu de ce, în capul meu era gen... Trebuie să-mi ascund bomboanele, să nu-mi ia nimeni bomboanele. Tipic Andreescu. Așa că i-am zis la mamaia că eu vreau să-mi fac baie. Aveam vreo 5 ani, ceva de genul. Pepe, și mamaia mi-a spus că era în perioada de Crăciun și a spus că stai puțin că mai am să pregătesc, că stai puțin mamaie, că nu știu ce. Nu, eu acum îmi fac baie, deci eu îmi fac baie, că Andreea când o apucă. Și mamaia ce-a făcut, adică m-a supravegheat, în sensul că m-a urcat în cadă, m-a spălat, bla, 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 și m-a lăsat să mă bălăcesc puțin. La baie nu era, și asta știu că era făcut specific, ușa de la baie ar fi trebuit să aibă un gemuleț mic, însă a fost scos pentru că mă închideam în baie
sau și eu sau vărul meu, probabil, ne închideam în baie, gen, cine știe ce ne... Copii ca să înțelegeți de ce, o să înțelegeți doar cursul acestui video, de ce m-am închis eu în baie, dar tocmai de asta au scos geamul de la baie, pentru că având locker, nu știu, închizătoare de aia, putea să bage mâna și să deschidă. Așa că, da. Și a plecat mamaia. Bineînțeles că ea venea și se tot uita, de cât se uita la mine pe geam, ești ok, da. Mă supraveghea non-stop și așa mai departe. Însă eu m-am ridicat, am plecat din cadă, mi-am încuiat ușa, m-am pus înapoi în cadă și am stat. Și aveam acolo bomboane prin rafturile alea, eu mi-ascunsesem, făcusem stoc. Și nu știu de ce, așa mi-a bășit mie mintea la momentul respectiv, să iau, să citesc cutia de Dero. Era o cutie de Dero, nu știu cum se numea, Tide sau Bonus sau ceva de genul, nu știu, era o cutie roșie, țin minte. Și copil prost ce-am fost, nu știu de ce mi s-a părut mie așa de interesantă cutia aia de Dero, că am luat cutia, efectiv, nu știu cu ce să arăt. Am luat cutia, efectiv, și am văzut că are gen gaura pe unde era desfăcută să iasă Dero, da? Dar ce-o fi în gaura asta? Ia să mă uit eu. Te-ai băgat de la mare. Nu văd. Stai ca să pun așa să mă uit. Și mi-a căzut Dero în ochi. Bineînțeles că am alunecat și eram foarte panicată. Mama a auzit imediat, pentru că v-am spus, mă supraveghea, adică era ochi și urechi la mine oricum și trecea. Cred că era atât de panicată că mi se pusese pata să-mi fac baie, încât săraca femeie nu mai contau sarmalele și toate cele, că din două în două secunde ea venea să se uite. Dar eu am fost foarte sneaky, în fine. A venit și m-a scos de acolo și era gen... Mi-a simțit o predică din aia, gen... Să vină măta să aibă grijă de tine, că mi-ai mâncat zilele, cum să faci așa ceva? Pentru că, vă dați seama, s-a panicat femeia. Dar da, asta am făcut. Amintiri din... Da, când eram și eu mică și bleagă, practic. Cum să faci așa ceva? Deci, de ce te uitam cu... Logic, dar da. Am, nu știu ce a fost cu copilul din mine în momentul ăla, dar da, n-a fost amuzant deloc în momentul acela, dar acum mă gândesc gen, adică ce mi se pare amuzant e chestia gen, de ce te uita într-o cutie de Dero? Adică ce mi s-a părut atât de fascinat în gaura aia? I don't know. But yes. Mă uitam, studiam gaura cutiei de Dero. Wow. Și gaura magică. Așa, spune. Nu știu, eu am fost un copil foarte cuminte. Da, sunt convinsă. Foarte cu minte. Smirnă ai fost tu. Nu Smirnă. Știu. Nu? Bine, sunt multe și la mine sunt foarte multe care probabil sunt mult mai amuzante, dar nu. Eu am fost foarte cu minte. Mă băgam pe găuri cu prietenii mei și ieșeam de acolo și speriam toată lumea care trecea pe stradă. Aveam găuri în fața casei. Cum adică aveai găuri? Bine, nu știu de ce erau acolo găuri. Așa au fost de când am cumpărat o casă. Găuri? Da, erau holes. Why? I don't know. Cât timp crezi că ai supraviețui într-o apocalipsă? I don't understand. Dacă ar veni apocalipsa acum, cât timp crezi că ai supraviețui? Oh, you'll die right away, right? You. I would survive. Why? De ce tu ai supraviețui? Depinde ce tip de apocalipsă e. Yeah, exactly. Exactly. Că dacă vin zombi după mine și eu pot să lupt înapoi. He-he-he. Să te văd. Dacă dă cu misile, nu știu ce mai fac. Mă scuz și eu, fac găuri în pământ. Nu vreau să mă gândesc acolo, e ok. Nu intrăm în chestiile astea. Nu mai intrăm în nimic, gata, polemici închise. Uite. Ok, oameni buni. Asta a fost video, sper că v-a plăcut și că v-am bucurat așa momentele astea cât ne-ați vizionat. Vă mulțumim mult de tot pentru vizionare, vă pupăm și vă iubim și ne revedem în curând. Bye!